No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă prezint top 10 YouTuber români preferați. Să începem! Uite 33 de lucruri senzaționale, stupefiante, nu o să-ți vină să crezi, să-ți dai palme, să-ți bați copiii, rămâi mască, rămâi prost de neuitat, laser, frate, uimitoare! Să începem! You'll never have the sacred stone. Oh, this pe locul 10 îl avem pe Horia Sârghii cu numele său de scenă Zaiafet. Acesta postează videoclipuri cu topuri și liste. Are până acum aproape 143.000 de subscriber și 16 milioane și jumătate de vizionări. Iar cel mai vizionat videoclip al său este 10 lucruri halucinate despre vise, un sfert de milion de vizionări. Pe locul 9 îl avem pe Satiră Românească. Este un canal mai micuț cu doar 25.000 de subscriber și 1 milion și jumătate de vizionări per total, dar totuși tipul face o treabă foarte bună. Are tot așa videoclipuri gen topuri, liste plus parodii la diferite reclame de la televizor, dar sincer să fiu, cea mai tare idee de videoclipuri sunt acelea cu Vasulini Au Talent, mai ales intro-ul este genial, tipul chiar face o treabă bună și vă las canalul în descriere, dați și voi un subscribe ceva pe acolo, poate vă place și vouă. Druidule, bagă-o pe aia cu ba 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 bi ba 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 ba. Atât! Hai da! Pe locul 8 avem pe cei de la Creative Monkeys. I-aș fi pus pe locul 4 sau 3, dar sunt cam inactiv în ultima perioadă și i-am lăsat un pic mai jos. Dar oricum tipii aceștia sunt super tari. Când eram mic mă uitam la roboți în continuu. Dar oricum aceștia mai au și alte videoclipuri super tari, cum ar fi Yoba Games, Miez Recomand, Thriller și Piramida. Tipii aceștia oricum depun foarte mult efort pentru ceea ce fac, le apreciez toată munca și chiar aș vrea să-i văd cât de curând la 1 milion de subscriberi. Pe locul 7 se află cel mai mare vlogger din România, și anume Mikey H, cu aproape 1 milion de subscriber. Tip o să primească cât de curând Golden Play button-ul de la YouTube. Tot el este deținătorul cele mai cunoscute emisiuni de pe YouTube din România, Doza de H. Imposibil să nu fie auzit de aceasta, cu toții ne-am uitat cel puțin odată la Doza de H, emisiunea la care toate viralele le vezi întâi acolo, după care apar și pe Facebook și pe alte site-uri. Dar oricum tipul face o treabă foarte bună, merită cei 1 milion de subscriber și sper să primească cât mai repede Golden Play button-ul. Care sunt șansele ca tu să mori când cineva îți aruncă un decoy în cap? A, și să nu uităm că poți omorâ pe cineva dacă arunci în el 100 de decoy-uri. Anarhie! Ești în mijlocul războiului. Și ghiși ce? Tot trebuie să-ți cumperi singur armele. No, ăsta da, guvern corupt. Anarhie din nou! Pe locul 6 avem un YouTuber absolut retardat, Zappy TV. Mai mult ca sigur ați auzit de videoclipurile sale gen Logica jocului Counter-Strike sau Minecraft, sau Viața cu Ezio, sau O zi obișnuită în GTA, sau întrebări stupide de pe TPU. Oricum, tipul este foarte tare, are un content foarte variat, este foarte retardat, chiar cu niște glume duse la extrem, dar oricum tipul face o treabă foarte bună, are și el aproape 100.000 de subscriber și cât de curând va primi și Silver Play button-ul de la YouTube. Nu vă speriați, Haladin are bani și puța mare. Cine-i prima? Eu! De la roia asta? Oh, Shining Wizard! Oh, Shining Wizard, senpai! Vrei oaia, senpai? Fiți mi de futus morții, mă! Ziceam de Zappy TV că e retardat, ei bine... Tipul ăsta este și mai retardat. Stați că vă mai arăt acum câteva secvențe. Prea penal omul ăsta când se enervează. Du-te la oameni! Bună ești, Taylor Tyler! Foarte bună mingea spre Adebayo! Akinfenu!
Nu cred, nu-i posibil, te-ai înaltat! Nu! 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 Dumnezeu, mătii de joc! Barca pe faruri plutește ușor, inima-mi saltă plină de dor. Ratez ocazie uriașă, de ce? Ai, lag în pula mea, nu-i te face terfăne, că n-avem bani de tui, pula mea, te face terfăne bune, că noi te miei sport! Cum să dai gol cu curul? Iată, tutorial! Stai, a fost cu curul sau... A fost cu coaiele! Am dat gol cu coaiele! Cine mai dă gol cu coaiele? Direct în coaie! Ce râde! Bă, ce dracu, bă! Se pișe pe mine! Futu-s Dumnezeu, mătii! Bă, eu m-am zis că tipul e retardat. Mă rog, deci pe locul 5 îl avem pe Quick, cel mai tare din România la capitolul a face ca toți dracii când se enervează la jocuri. Mă rog, deci tipul este foarte tare, foarte carismatic, chiar vă recomand să vă uitați la el, este absolut genial. Bun, pula mea. Pe locul 4 îl avem pe Uzi, cunoscut și ca Uzi-san, sau Uzi Production, sau Costi Uzi, sau... Mă rog, ce-i drept, tipul schimbă mai des canalele decât îmi schimb eu chiloții. Și de fiecare dată când și-a schimbat canalul, și-a schimbat în mare și contentul. A trecut de la creepypasta la gaming, acum a trecut la vlog, oricum. Tipul chiar este fain, a rămas la fel de mișto ca la început. Indiferent ce content ar avea, tot e ca lumea, ca prezentator sau ca youtuber în sine așa. O să vă las canalul său în descriere și al celorlalți youtuberi numerați mai devreme. Și dacă vă place, dați și un subscribe acolo, că abia s-a apucat, are 2000 ceva de subscriber, dar oricum, tipul e fain și presim că iarăși o să ajungă pe la vreo 40.000 și iar se schimbă canalul, nu știu, dar presim că o să fac așa. Mamă, telefonul ca telefonul, mamă, dar dacă Doamne ferește vă puteam cur. Pe locul 3 îl avem pe Andrei Cosmin. Bă, deci tipul ăsta trebuie să apuce de stand-up la cât de bine știe să povestească. El pe canal, la el postează videoclipuri în care povestește diferite întâmplări ale sale, exact ca un fel de stand-up. Mai ales când începe să povestească întâmplări despre un prieten de-al său căruia îi spune Vasile, ca să nu dezvăluie adevărata identitate, sunt mult, mult prea penale. Hai că vă arăt acum o secvență într-un clip cu, în care povestește despre Vasile. În fine, și mai stăm pe acolo, m-am mai dus, mi-am mai luat și o bere, s-am mai dus la mai dat câteva șaturi și la un moment dat vine o gașcă de vreo 5 negri, să zic. La care se duce Vasile ăsta cu gândul că o să-și facă tovarăși noi sau ceva. Se duce la primul negru, nu l-a băgat în seamă. Se duce la al doilea, nici atât. Al treilea, nimic. Al patrulea l-a băgat în seamă. La care ăsta cât de mort era cu fața aia de beat. Ce fa, mă, boss, țin să te anunț că tovarășii tăi cu care ai venit aici e niște bulangii. N-au vrut să vorbească cu mine. Acum, drept pedeapsă, nici eu nu mai vreau să vorbesc cu tine. L-am urcat în taxiu, la care taximetristul ne-a întrebat frumos, unde să vă las? La care ăsta, nu contează, boss, unde vrei tu, dacă ai manele. Ai manele? Nu, n-am manele. Atunci, de dracu, de urât. Pe locul 2 îl avem pe maestrul editării și efectelor video, Dani Penet. Deci tipul acesta chiar că a făcut tot ce e posibil să faci pe YouTube. Scurtmetraje luate după filme, gen clipul ăla cu Transformers în București. Parodii la jocuri, gen cum a făcut aia, Counter-Strike pe bune. Și a făcut și două melodii, asta de pe fundal și încă una. Oricum, tipul acesta este super tare, foarte carismatic, tot respectul meu pentru munca sa depusă, dar, din păcate, inactivitatea își face simțită prezența, are doar vreo 100 și ceva de mii de subscriber după vreo 3-4 ani, cam așa. Dacă e așa, tipul rămâne tot la fel de tare, chiar și cu inactivitate l-am pus pe locul 2, dacă era un pic mai activ îl puneam pe primul loc, dar chiar și așa, tipul super tare și hai să vă arăt și vouă o chestie mișto, cât de bine face ăsta efecte video. Salutare și binevenit la Dani Penet, eu sunt Ghost Rider, vine
să se încarce. Hello, hello, eu sunt Mihai Zmenta și bine v-am găsit la un nou episod din Zmenta Show. Bă, cum dracu a ajuns ăsta la mine în calculator? Bă, ce dracu? Bă, cred că am virus și în calculator, bă, stați un pic. Camioane! Hai că l-am reparat, nu știu ce dracu căutau la calculator la mine. Mă rog, deci pe primul loc îl avem pe Codrin. Cum să nu-l pui pe Codrin pe primul loc? Tipul ăsta e prea genial, frate. A făcut tot ce e posibil și a făcut și formație muzicală, Bazooka. De trebuie să scoată album zilele astea. Gaming, vlog, scurtmetraje, orice găsești la el pe canal. Tipul ăsta e mult prea tare, îmi pare rău că i s-a șters primul canal, că avea foarte multe videoclipuri și pe acela. Dar chiar și așa, tipul e incredibil de tare, super carismatic și... Codrine, dacă te uiți la asta, să nu te schimbi, să rămâi așa pe totdeauna. Bine, poți să mai slăbești vreo jumătate de tonă, dar asta e altă parte. Oricum ai zis că slăbește vara asta, așa că să ne grăbim cu glumele despre el. Mă rog, deci, Codrine, ține tot așa, ești cel mai tare. Și cam atât cu acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Nu știu de voi, de aici la mine în casă o căldură, sunt vreo 40 de grade, mă simt ca într-un cuptor aici. Mă mir că n-a început să iasă fum din monitor și din unitate. Mă rog, deci cam atât cu acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Scrieți și voi în comentarii care sunt youtuberii voștri preferați, ce vă place la ei, care sunt clipurile care vă plac cel mai mult și scrieți și părerea despre youtuberii pe care i-am băgat un videoclip la mine, ce părere aveți despre ei, poate pe unii știați, poate pe unii nu, mă rog, deci a treia oară când zic asta, din nou, eu sper că v-a plăcut, dați și voi câte un cap în gură butoanelor de mai jos, Doamne ajută ca mâine să fie mai răcoare și cam atât. Ciao, les!